Clipe de panică pentru mai mulți călători care se aflau într-un tramvai ce a luat foc în mers în Botoșani. Oamenii au fost evacuați, iar vatmanul a cerut imediat ajutorul pompierilor. Incidentul s-a petrecut pe calea națională, la intersecția cu strada Ion Pilat, iar tramvaiul aparține liniei 1. Văzând flăcările, vatmanul a sunat imediat la 112. S-a întâmplat. Și ce se întâmplă? Din mers? Da. Exact aici, în corpus. Ați intervenit la timp. Am oprit, am dat călătorii jos. Asta este. La adresa indicată au ajuns pompierii militari care au lichidat focul. Din fericire s-a intervenit la timp din partea vatmanului, iar pasagerii care se aflau, 3-4 pasageri, s-au autoevacuat și s-a reușit stingerea începutului de incendiu în timp util. Reprezentanții Eltrans susțin că a fost vorba de o defecțiune tehnică la un pantograf, respectiv la partea de sus a tramvaiului care captează curentul electric. Un pantograf, dispozitivul care captează curentul electric la firul contact, s-a rupt, un corn a rămas agățat de firul contact, celălalt a făcut masă cu plafonul tramvaiului și a provocat acel mic incendiu. De fapt, incendiul a fost mai mult prin aprinderea cablajului la partea motoare. Nu există niciun pericol de electrocutare. În momentul în care se produce acest arc electric, stația declanșează automat și rămâne doar fumul respectiv declanșat de către scurt circuit. Aceste tramvaie au o vechime de peste 2 decenii și frecvent au diverse defecțiuni. Din păcate, aceste incidente au fost destul de frecvente în ultima perioadă, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, avem tramvaie în municipiul Botoșani din anii 70, tramvaii care sunt menținute într-o stare de funcționare cu un efort considerabil al colegilor de la Eltrans, motivat de faptul că există un proiect în lucru pentru achiziția de tramvaie noi și pentru reabilitarea infrastructurii pentru aceste tramvaie. Acest proiect va fi depus și vom achiziționa material rulant nou. Și acesta este unul din motivele pentru care nu am achiziționat alte tramvaie second hand, dar cu o durată de viață mai redusă decât cele pe care le avem acum în exploatare. Cât timp pompierii au stins incendiul la tramvai, în zonă circulația a fost restricționată.